Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit dincolo de aparențe. Astăzi ne aflăm într-un spațiu foarte important pentru una dintre cele mai importante actrițe ale țării. Ce s-a întâmplat aici, mai exact, o să ne spune chiar doamna. Să jucați o piesă de teatru scrisă de dumneavoastră în cimitirul Belu. Așa este, în premieră. În premieră. Pe țară sau pe Europa, nu știu dacă... Ați avut în gând să se întâmple așa la un moment dat, pe când scriați piesa? În viața mea nu m-am gândit la așa ceva și când am primit propunerea aceasta, vă spun sincer, am înghețat. Așa, exact. Și știu că a fost o noapte a muzeelor. O noapte în mai albă a muzeelor. Da. Pot să spun că în viața mea n-am avut un succes atât de mare. Nu pot să cred. A fost poate cel mai mare succes al meu ca, din punct de vedere profesional și din punct de vedere al numărului spectatorilor. Vreau să vă spun că aici, în cimitirul Belu, am jucat Viața de cimitir, comedie romantică scrisă și regizată de mine și a fost public, vreau să vă spun, de aici, de la poartă, de la intrare, până la capelă unde am avut scena. Unde a fost scena. Și o scenă amenajată extraordinar de bine, cu decor super, perfect, și cu scaune, și cei care n-au mai vrut, au fost 7.000 de spectatori, toată alea arhiplină. Ce interes poți să mai ai la un mormânt? Să-l vândă! Vreau să-l vândă cuiva și în sfârșit aveți să-l curețe de guruieni. Mi-e dor! Dacă aș putea să dau timp înapoi să te văd așa cum arătai acum un an. Dacă ați putea voi vii să ne vedeți pe noi cei morți cum arătăm timp de 7 ani până putrezim, nici n-ați mai intra în cimitir. Ce vrei să spui? Partea eterică se desprinde de trup care putrezește, dar odată cu degradarea acestuia se degradează și cea eterică, care ți-am mai spus, se desprinde de corp și se așează, uite, pe copaci, atână pe crenci, pe cruci și uite cum arată. Din ce în ce mai rău. Se distruge corpul eteric, ca și cel material, timp de 7 ani pământeni, până dispar cu totul. Îi vezi? Doamne! Acum îi văd pentru prima oară. Dar sunt plini copacii și crucile. Arată ca niște sperietori de ciori. Tu unde ești? Eu, slavă Domnului, am putrezit de mult. Eu nu mai exist decât spiritual. În clipa în care am primit invitația, m-am gândit că noi vorbim despre morți, adică o interacțiune între vii și morți, da, da. Noi fiind chiar în cimitirul Belu, într-un cimitir. Și noi ne-am obișnuit, de fapt, cu ideea în clipa în care ne-am urcat pe scenă. Dar mă gândesc ce a fost în capul publicului, exact, când a intrat în sala asta, adică în aer liber, da, cum se spune, da, o sală improvizată. Așa. Și s-au gândit la tot ce spuneam noi, că aici sunt cruci, aici sunt spirite, cei care au fost oameni și acum sunt spirite. Deci a fost o seară superbă. Nu mi-am imaginat să fie un succes atât de mare. Pentru că am venit aici, ne-ați povestit de încărcătura spectacolului și a emoțiilor, da, a trăirilor pe care le-ați avut acolo. Nu putem să nu mergem pe alea actorilor. Pentru că aș vrea tare mult. Din păcate, au trecut mulți actori fabuloși pe care dumneavoastră i-ați avut ca parteneri, da, sau cu care poate doar ați intersectat așa la un moment dat, sau poate chiar ați fost îndrăgostită. Știți povestea, nu? Da. Povestea aceea pe care mi-a spus-o la un moment dat, referitoare la maestru Gheorghe Cozorici. Așa este, așa este. Aș vrea să mergem pe alea actorilor și să depunem amintiri. Să mergem atunci. Doamna Bitănescu, vă e frică, vă e teamă când mergeți așa prin cimitir? Aveți, vă încearcă vreun sentiment straniu? Nu, sunt atâtea spirite, atâtea cruci, atâtea morminte. Nu, în general, știu că nu e bine să faci spiritism. Adică să vorbești cu spirit. Ați încercat vreodată? Da. Ați făcut? Da, ați trecut prin experiența asta? Da, vai, cum să nu. Câți ani aveați? Când eram puștoaică, așa, făceam spiritism, locuiam într-un subsol nenorocit în Cotroceni și aveam un prieten pe care îl chema Radu Ionescu
și care avea, să zicem că noi aveam în jur de 15 ani. Așa. Dom'le, forța pe care o aveam noi, da, mai ales el. Știți că e paharul. Așa. Care este peste o hârtie, care are alfabetul și, mă rog, da, da, merge paharul. În clipa, vino, spirite, spiritul Iulii Hajdu. Pac, începea paharul. Dar noi eram cu mâinile așa deasupra. Deci era și în aer, practic. Cu și paharul mergea mișca singur. Poți să crezi așa ceva? Și venea foarte grăbită, da, nu, bunica mea, dacă ai venit, du-te la da, dacă nu, nu. Dar ce da, să aflați când făceați, întrebați ce anume? Întrebam fel de fel de treburi, nu știu, mai mi-amintesc exact. Problema e următoarea, că la un moment dat, mai crescând, așa, în ani, și ajungând pe la 20 și ceva de ani, am făcut spiritism. Se spune că nu e bine, vă spun, nu e bine. Așa am auzit. Pentru că... Nu poți să tulburi. Să spun, deci, da, dar te pot păcăli. Pot veni spirite rele, cum se spune, și să se distreze cu tine. Și ați pățit-o? Și pot să rămână ca să am pățit următorul lucru. Odată eram eram mai maturi, deci nu mai eram chiar copii. Așa. Și tot cu prietenul ăsta, Radu Ionescu, pentru că el avea o forță, până nu punea el mâna așa deasupra și noi pe lângă el, paharul nu mergea. Deci exista o conexiune, deci, cumva, exista, între dumneavoastră. Era un mediu extraordinar, Radu Ionescu. Dar nu puneam mâna pe pahar, nu era atât așa. Da. Dar, la un moment dat, în timp ce am chemat un spirit, nu știu al cui, a început covorul din cameră, văzând eu cu ochii mei, să fac așa valuri. Să se valurească covorul. În clipa aia în care am văzut valurile, mi s-a făcut o amețeală în cap îngrozitoare. Și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și că ăla spunea tot timpul Nana, 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 sunt Nana. Nana era un personaj din Zola. Nu mi-a plăcut, am oprit treaba asta și de atunci eu n-am mai făcut spiritism. Deci m-a speriat foarte tare, m-a dat și o stare foarte în disconfort. Pentru că în clipa în care am văzut cum se mișcă și face valuri, da, covorul și cum eu am amețeală în cap, am spus, din clipa asta eu trebuie să opresc, pentru că a venit în mod sigur un spirit rău și s-a distrat cu sufletelul meu. Oh, teribil, da, ce-mi, da, povestiți. Da. Da, suntem aici pe Alea Actorilor în cimitirul Belu. Vai. Și am spus că aș vrea tare mult să ne povestiți despre actorii noștri frumoși, uite, interesanți, aici celebri. Aici este Emil Hosu, colegul nostru, care s-a prăpădit în 2012. Avea 71 de ani. Foarte tânăr. Ce vrei, tovarășe? Ce noroi! Lipsuri, tovarășe. Am trimis o telegramă că vin. Să mă aștepte. Nu ești de pe aici. Dumneata, ești din Vișoara? Eu? Credeam că... Sunt profesoară de franceză, nu repartizată aici. Ah, medic. Ghiculesc Ovidiu. Exilație. Deci, Emil era verișorul meu prin alianță. Cum așa? Printr-o rudă anume, la un moment dat... Ne-am descoperit că eram verișor prin alianță și când ne întâlneam spunea, ce faci, verișorul meu? Verișoara mea, ne pupam. Mi-a făcut atât de rău dispariția lui. Iar eu, în ziua în care el a murit, am avut o amintire destul de curioasă, să vă spun, în legătură cu asta. Țin minte că în ziua aia am avut 3 repetiții, spectacol seara, și între timp trebuie să dau un interviu despre el la o televiziune. Despre el? Da, dacă murise. Pe 25, era 25 ianuarie. Exact. Iar eu
Am fost foarte stresată. Trebuia să mă la repetiții, spuneam colegilor, o să mă sune cineva să-mi dau un interviu. Da. Și la un moment dat nu m-a sunat nimeni, am așteptat și la a doua repetiție și după amiază nu m-a sunat nimeni, tot stresul că mă sună, tot repetițiile la spectacol și am venit seara acasă, obosită psihic, tot cu gândul la Emil Hosu. Și la un moment dat, eu, după ce am mâncat ceva, foarte puțin am mâncat, am simțit că nu mai vreau să mă ridic de la masă. Și bărbatul îmi spune, haide să mergi de culci. Nu vreau. Pe scurt, eu am rămas acolo, nu mai țin minte nimic din clipa în care am rămas pe scaun, pentru că soțul meu m-a chemat, m-a ridicat, m-a dus în pat. Și eu nu știu nimic. Deci mie pare că mi-a dispărut partea eterică. Mi-a rămas că noi avem, suntem înconjurați de partea eterică, care atunci când dormi, partea eterică te reface să fii sănătos în timpul somnului. Dacă n-ai un somn bun, nu e bine. Cam și ce credeți că s-a întâmplat în minutele cred acelea? Că s-a întâmplat următorul lucru. Eu fiind psihic foarte obosită, da. Din cauza lui Emil, că m-a tușat foarte mult treaba asta, etericul meu n-a mai suportat să stea văzând că eu nu vreau să mă culc și a plecat. A dispărut. S-a desprins. S-a desprins de mine și m-a lăsat singură. Cam înspăimântător. Da, s-a speriat soțul dumneavoastră? S-a speriat îngrozitor, dar eu ce m-am speriat dimineața? Pentru că eu papucii mi-i pun lângă pat și papucii mei am văzut undeva organizați frumos sub un calorifer la o distanță mare. Și m-am gândit, ce caută papucii mei acolo? Și a zis, Rodica, m-ai speriat azi noapte îngrozitor, nu știi nimic ce ai făcut. Eu te-am dus, nu puteam vorbi cu tine, erai ca un om care mergeai, ziceai da, nu, da, nu, ca hipnotizată. Pentru că nu mai aveam corpul eteric. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Atenție că terrible. Poate să întâmple oricui când ești foarte, foarte, când obosit, ești foarte obosit și nu te-ai dus, te-ai culs, te odihnești. Și copleșit de un, da, de eu m-am copleșit eveniment dramatic. Ori a vrut să mă ia cu el dincolo foarte repede, dar corpul eteric s-a întors, că dacă nu se mai întoarce, rămâi pe acolo. Da, știu că ați jucat în filme, v-ați regăsit și în filme. Am jucat cu Emil în Sosesc păsările călătoare. Sosesc păsările călătoare, 1984. Da. Tu, iubirea mea. Voi când aveți de gând să vă uniți singurătățile? Să știi că Vera nu suferă niciodată de singurătate. Nu. Nu mai e o câteodată. Ia. La vârsta ta trebuie să întinzi mai repede mâna, Radule. Tocmai că la vârsta mea stai mai mult la îndoială. Hai, nu zău. Auzi, inima ta e tot la hotarele Bucureștiului. O amintire. Numai atât. O amintire. Nu înțeleg de ce nu-ți faci un vânt până la centrală. E, asta n-am făcut-o la 25 de ani, o să o fac acum. Doamna Rodica Popescu-Bitănescu, lucrurile care se întâmplă la filmări, în culise, de multe ori telespectatorii, toți oamenii vor să le știe, vor să le savureze. Savurăm de obicei tot ce se întâmplă pe scenă, dar așa și este. Dincolo de scenă, dincolo de aparențe, vrem să știm o întâmplare veselă cu domnul Hosu. O întâmplare veselă? Era un om vesel, nu? Era un om fermecător, deschis. Atât de bun, am făcut un interviu cu dumnealui în 2009. Minunat a fost. Și un bărbat foarte frumos, foarte sexy. Femeile se îndrăgosteau el, adică era o persoană deosebită, Emil. La un moment dat ne-a distrat, am râs în hohote și l-am rugat să ne mai spună o dată și n-am mai vrut. Așa? Știți că l-a pățit două chestii. Odată când s-a prăbușit un avion, așa, nu știu cum, pum, bum, exact, bum, a căzut avionul, a dat așa ca o minge de pământ la aterizare, așa. Așa, i-a lovit cu capul de sus de jos, el a fost foarte curajos, s-a aruncat, a primit doamnele, a coborât, a fost ceva fantastic. Și în aceeași noapte se culcă Emil Hosu, deci, domnule, eram extenuat după chestia asta cu avionul, mă culc și vine cu tremur, un cutremur. Măi, și când a început să zgâlție și s-a ridicat, că era, mi se pare că ne-a povestit că era în tren. Și când s-a ridicat, că sunt mai multe vagoane de dormit, sunt patru unul peste altul, și când s-a ridicat Hosul din zruncinaia aia de cutremur, a dat cu capul de patul de sus, a căzut pe spate și a spus ce e asta. Adică a făcut legătura cu zguduiala avionului care cădea să se întâmple și cu tremurul, în aceeași noapte. Dragă, vreau să vă spun că noi l-am rugat să ne mai povestească, leșinaserăm de râs tot și azi nu mai pot, zice că nu mai pot să suport amintirea acestor trebuie. Dar el avea un has teribil, era foarte drăguț și te făcea să te simți bine, știi?
mergem mai departe, aș vrea să-mi povestiți istoria aceea legată de domnul Gheorghe Kozorici. Gheorghe Kozorici, vai de mine. Eu nu am văzut actor care să aibă o ținută impecabilă, să știe să poarte costumul. Eu am crezut că acum, un băiat exact, de familie, așa, zic, care a fost educat anume, și învățat. Am înțeles că tatălui fusese șofer. Era dintr-o familie foarte simplă. Acest actor era un bărbat frumos, cu o voce toată lumea știe, voce impecabilă, de confundată lui în Ștefan. În Ștefan cel Mare a fost uluitor. Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. U juca în orice, juca Beckett, juca, era fantastic. Dar pe acest mare actor nu l-am auzit niciodată, nu că bârfind, discutând un cuvânt urât despre cineva. N-ați văzut un om mai civilizat și mai tăcut și mai retras ca Ghiță. N-a bârfit, nu a cerut niciodată nimic, nu a vrut nimic, nu s-a plâns de nimeni. Așa îi spuneați Ghiță? Adică era lumele... Eu îi spuneam Ghiță, da. Noi îi spuneam Ghiță în teatru, da. Și la un moment dat, repetam într-o piesă la Teatrul Național, se numea Seringa de Tudor Arghezi și o regiza Moni Gelerter. Așa. Și eu în piesa aceea m-am îndrăgostit de Gheorghe Dinică, dar rău. De da, Gheorghe Kozorici. Iertați-mă, că am trecut pe lângă Gheorghe Dinică. Pe Alea, Gheorghe Dinică. Nu, n-am fost de Gheorghe Dinică niciodată îndrăgostită. L-am iubit ca actor, am jucat foarte mult așa. Cu el. Dar de cum? Și cum s-a întâmplat? Pentru că era șarmant, avea o voce fantastică, avea o ținută și eleganță când mergea și m-a vrăjit. De adevăratele? Da, eu nu eram căsătorită. Câți ani aveați? Eu tabea intrasem în teatru, cred că, nu știu, vreo 25-26 de ani și în Teatrul Național. Și era căsătorit și am spus, domnule, eu nu pot să-i spar casa acestui om pentru că-s prietenă cu nevasta. Ca după un timp, de fapt, să divorțeze. Și m-am gândit eu, ia uite ce fraier, vă zic, el divorța. Dar a simțit ceva? Nu, n-a niciodată. Și câtă vreme ați, adică a fost așa îndrăgosteala asta? Un an de zile am fost căzută în cap. Eu stăteam pe lângă el, așa, numai să-l aud, să-l văd. Deci nu v-a dat pace îndrăgosteala asta, deci v-a bătut inima mai tare un an de zile. N-avea cum, pentru că era un om de care te îndrăgosteai definitiv. Rău de tot. Dar... s-a întâmplat așa, anii au trecut și foarte târziu am spus, Ghiță, tu știi că am fost în perioada cu tare moarte. Vai, Rodica, tu acum îmi spui ce rău îmi pare că n-am știut. A fost foarte politicos, era normal să-mi răspund așa. Dar era încântător. Doamna Vitănescu ar fi avut maestru Kozorici 80 de ani. S-a prăpădit la 60. Ce tânăr, da. Știu că a fost jelit. Da, știu că, da, ca de altfel toți mari actori și ca de altfel toți când pleacă, sunt jeliți. Sunt de multe ori... Și chestia asta cu jelitul este, apropo exact. De asta, nu mă întorc neapărat acum la Ghiță Kozorici. Da. Eu vă spun că în clipa în care cineva moare, nu e bine să-l jelești și să țipi și să urli. Da, sunt acele bocitoare tradiționale care... E o prostie care... îngrozitoare, după cum e o mare prostie să-ți aranjezi cavourile, să pui aer, auzi aer condiționat. Și lift. Lift, termopane. E o prostie. Un cimitir simplu, un mormânt simplu, că totul e tot degeaba. Adică nu trebuie să ne facem iluzii. Dar de ce spuneați mai devreme că nu e bine să... Nu e bine să mă întorc, nu e bine să te jelească cineva. Pentru că, să de exemplu, plângi, să plângi în foarte viață mult. De cimitir, așa, piesa, piesa noastră, m-am informat și m-am documentat enorm înainte să o scriu. Un personaj spune, nu e bine când pleci în tunelul ăla care te suge, care, așa. În care pleci și te trage. Nu e bine să-ți fie frică, nu e bine să te uiți înapoi. Să-i asculți pe cei care te strigă și te cheamă înapoi să te ducă în joc. Da. Adică în jos. De spiritele acelea vesele, răutăcioase în același timp,
care vor să se distreze cu tine. Da. Deci nu e bine să țipăm, pentru că întoarcem înapoi spiritul, tot îl trezim, tot vrea să revină și nu se poate, îl chinuim. Niciodată nu e bine la o mormântare să aduci orchestră, muzică, scandal. În acele zile trebuie liniște, trebuie lăsat spiritul să plece liniștit. El își vede viața, vreau să spun că noi în timpul ăla ne vedem toate greșelile și bucuriile pe care le-am adus celorlalți. Și se spune că noi dincolo vedem viața următoare, da, când o să revenim, da, și o admitem așa cum e. Și întreabă un personal, dar de ce să rămân, de exemplu, bolnav într-un căruț toată viața? Pentru că într-o altă viață poate ai râs de ce e bolnav și neajutorați. Și atunci trebuie să-ți, da, să plătim. Să plătești și că să înveți lecția. Trebuie să înțelegem că trebuie să fim mai buni, înțelegi? Da. În felul ăsta ne apropiem de Dumnezeu. Ce anume v-a înspăimântat în momentul în care ați făcut documentarea pentru piesa dumneavoastră? A fost ceva care poate v-a tulburat mai mult, având în vedere că ați spus că ați făcut o documentare foarte serioasă? O documentare foarte serioasă, dacă vreți să vă spun acum, pentru că sigur că toată piesa este o comedie, da, romantică, da, da, este neagră. Neagră, dacă vrei, da, horror, filozofică. Dar vreau să vă spun că este un monolog al morții, moartea spune. Așa. Și vrem, nu vrem, trebuie puteți să admitem acest monolog, poți să-l spun? Puteți să-mi-l spuneți, da, vă rog. Nu, e scurt, nu e lung, că nu, eu sunt fragmente. Dar vrem, nu vrem, ăsta e adevărul. Ce știți voi, întreabă moartea pe cei morți cu care interacționează și cu vie. Mă rog, piesa este mai lungă și nu discutăm acum decât de atât. Ce știți voi sigur de când vă nașteți? Ce meseros să faceți, cam n-aveți? Câte căsătorii, câți copii o să aveți? Întrebări fără răspunsuri. Singurul lucru sigur pe care îl știți de când vă nașteți e că veți muri. Dar nu e superb? Păi dacă de mic ți s-ar spune, o să mori, o să mori, și ce? Păi toată lumea moare. O să-ți moară poate părinții, poate chiar copiii, dar și ce? Ei, și ce? Se la vii. Fii bun și fă numai bine. Și nu mai strânge atâta, că nimic nu e veșnic. Dacă la ofițerul stării civile, după ce spun da, li s-ar spune unul din voi, o să plece mai curând decât celălalt. Și trebuie să înțelegeți, să suportați, pentru că astea sunt legile vieții și voi nu puteți să le schimbați. Se la vii. E, dacă oamenii ar fi pregătiți de mici psihic, n-ar mai suferi atât de mult și șocul n-ar mai fi atât de puternic la marea întâlnire. Căci, vreți, nu vreți, moartea este marea întâlnire. Vă spun, monologul ăsta este, wow, foarte dur, dar e, da, foarte adevărat. E foarte adevărat. Și vă spun treaba asta de la niște persoane cu care am discutat și care spuneau, dom'le, dacă de mică eram pregătită, nu suferem atât de mult. Și să știți că ăsta e adevărul. Că până la urmă face parte din viață. Dar noi nu murim, noi suntem în tranziție. Numai că la un moment dat trebuie pus punct și trebuie să luăm de la capăt ca să învățăm să fim mai buni. Și pentru asta ne ajută moartea. Moartea este prietena noastră, e lângă noi, nu putem să o ignorăm și nu trebuie să ne fie frică niciodată de moarte. Și sunteți senină când vorbiți despre asta. Da, v-ați împăcat, da, cu gândul ăsta? Da, dar n-ai ce să faci, de să mă împac. Că n-o să fie... Știi că sunt actori... Oh, vai ce titlu ai pus, viață de cimitir, alții. Vai ce titlu superb, viață. Da. Nu, da, poți să iei după fiecare. Mi-e frică, zice, nu vreau să aud. Și crezi că dacă ți-e frică, nu o să vină să ia? Oricum vine să ia. Dar nu trebuie să ne fie frică. Trebuie să o privim cu optimism. Pentru că noi nu murim, noi suntem doar în tranziție. We'll be right back.
Nu toți actorii despre care poate vorbim sau vă vorbi sunt toți aici, în cimitirul da. Belu. Ea este mormântată, pe te știu, la Oradea, de către băiatul ei. Vasilica Tastaman este feblețea mea. Este o actriță care n-a fost înlocuită până acum de nimeni și nici nu cred că poate să înlocuiască cineva. Dată devenea altă persoană că știa că eu admir orice ar spune. Da. Și atunci ea juca pentru mine. Oh, și juca în viață, era atât de dulce, era atât de simplă, de adevărată și cu o măsură și cu o finețe făcea totul nemaipomenit. Vasilica era o foarte mare actriță, fără școală. Ea n-a făcut facultate, n-a făcut nimic. Ea avea o intuiție nemaipomenită. Ea de la prima lectură citea A, B, C, D. A, B, C, D. Adică descoperea. Era o dulceață. Nu mai este alta ca ea. Ați jucat împreună? Da, sigur. De-aia m-a învățat niște lucruri extraordinare, Vasilica. M-a învățat niciodată pe scenă, că noi făceam spectacole de divertisment, da. Spectacole vesele și la un moment dat un impresar a pus-o pe ea și după ea intram eu. Rodicuța, tu știi că eu te iubesc. Mămică, niciodată să nu intri după mine, că n-ai să poți să faci față. Wow. Și eu mă gândeam, e nebună, cum să nu fac eu față? Da, adică și da. Și sunt în farmec și sunt bună actriță, mă gândeam eu. Și zice, fii atent, ascultă-mă ce spun eu. Intră tu mai devreme și mă uite-te ce fac eu pe scenă. Am intrat, mi-a făcut momentul, am avut foarte mare succes și pe o pauză a intrat un cântăreț, a intrat și Vasilica. Eu, taman, în culise să văd ce face. Doamnelor, domnilor, nu se putea intra după Vasilica. Pe, nu? Ați fost plecați, poate chiar la Paris, dacă nu mă înșel? Da, Vasilica era în turnee și peste tot avea un foarte mare farmec, să spunem. În afară de farmecul ăsta personal, ea avea o inteligență scenică născută, așa, era foarte deșteaptă pe scenă. Că și sunt actori și trebuie să ai flair-ul ăsta, intuiția. Dar să știi că era deșteaptă și în viață. Că sunt actori care au o intuiție pe scenă și în viață sunt proști ca noapte. Sunt blocați. Chiar proști, adică inculți, proști, dar pe scenă se descurcă fantastic. Asta era deșteaptă și în viață, Vasilica, și pe scenă. Amintiri sunt foarte multe cu Vasilica. Păi, a fost la un dat un turneu al Teatrului de Comedie la Paris, când Vasilica nu avea un rol foarte mare, dar se juca, era o regină și era și avea un boa așa pe gât, scosese piciorușele afară, parizienii toți, că arăta foarte bine, știi? Foarte dulce și bine făcut, așa, deși nu era o persoană înaltă cu silă, minionă, dar drăguță, plăcută. Și a luat boa ăla și a ajuns cu o porțiune cam așa din boa, așa la gură, ca și când avea un microfon. Dragii mei, în clipa aia nu s-a mai putut vorbi nimeni din scenă, pentru că au aplaudat ea din sală 5 minute. Adică fiecare s-a gândit la altceva, dar ea făcea cu o finețe tot ce făcea. Numai tu te gândeai la altceva, că ea nu făcea nimic. Doar sugera. Doar sugera. Da, și în general ea era grozavă. O foarte bună parteneră cu mine a fost întotdeauna. Mi-a dat sfaturi foarte bune, dar pe scenă era o fiară. Adică ăștia suntem. Haideți să mergem un pic, da? Pentru că aș vrea să ajungem și în spațiul lui Demrădulescu. Deși aici aproape îl vedem pe Birlic. Pe Birlic. Aveți o poveste și cu Birlic. Birlic, da, când am intrat în Teatrul Național, a fost atât de drăguț cu mine, încât cred că puțin s-a îndrăgostit, adică îmi făcea curte, așa? Plăcea să... Eu eram foarte tânără, el ieșise la pensie pur și simplu și într-o seară a vrut să mă ducă cu mașina acasă. Și s-a emoționat-o discutând cu mine și făcând-o în curte și complimentându-mă. A luat-o pe Ștefan cel Mare. Nu erau pe timpul ăla, erau niște stâlpi electrice în mijlocul drumului.
foarte deci la 50 de metri. Dom'le, s-a pierdut, zic, Grigore, ce faci, că intri în stâlp? Și a început să facă slalom, uite, așa, printre stâlpi, s-a pierdut. În loc să țină direcția înainte, a intrat printre stâlpi, tot cu ochii la mine și complimentându-mă, adică făcându-mi curte. Da, chiar o dulceață, da. Mare, mare actor. Doamna Bitănescu, comedia fantastică, 1975, cu Dem Rădulescu și Vasilica Tastaman. Filmul în care am debutat eu, cu Gopo. Da. Exact. Și cu Vasilica și cu Dem Rădulescu. Ce mare actor, Dem Rădulescu! Puștule, cum era, mă, profesorul ăsta? Era un bun. Când ne dădea câte o notă proastă, se întrista. De parcă el era vinovat, nu noi că l-am învățat. Era așa ca... Ah, Frankenstein, așa? Nu. Era un Don Juan ca barba albastră, așa? Nu, era un bun. Povestește. Doamne. Mi-ați spus că l-adorați. Eu l-adoram. În comedia mea, te invit să vezi în toamnă Interesul poartă fesul. Cea pe care, comedia recentă pe care am scris-o și spun acolo Dem Rădulescu, ce mare actor, dar și ce mare profesor. Chiar amintesc despre el. Ce dreptate avea când le spunea studenților, dragă, dacă surorile astea ale lui Cehov, apropo de trei surori ale lui Cehov, care spuneau tot timpul la Moscova, la Moscova, să plecăm la Moscova. Zice, dacă ar fi fost textiliste la filatura B și ar fi lucrat în trei schimburi, n-ar mai fi avut timp să vaite toată ziua la Moscova, la Moscova, să plecăm la Moscova. Spune, era un mare actor, un mare profesor și îmi spunea tot timpul, Rodica, pe scenă nu poți să intri oricum. Trebuie să fii pregătit fizic, psihic. În ce consta pregătirea asta? Ce spunea maestru despre asta? El cum se pregătea? Dragă, el se pregătea printr-o concentrare foarte rapidă. Din punctul meu de vedere, eu cred că el era pregătit tot timpul. Tot timpul. Era extraordinar. Da. Și n-am văzut actor, că am jucat mult cu el și am jucat, de exemplu, și la radio. Făceam emisiunile acelea cu Unda Veselă, cu satire și umor. Da. De, avea monologe scrise. Și nu exista ca la finalul monologului să nu găsească o poantă finală. Era cel mai mare actor care găsea poanta finală la un monolog. Și pentru că nu aveam voie să râdem cu poftă, rămâneam toți așa, căzând pe jos, ne tăvăleam de râs în tăcere, pentru că era extraordinar. Tot ce facea Bibanu era extraordinar. Dem Rădulescu, eu îi spuneam Nanu. De ce? Nanu. De la ce? Așa m-au zis că îi se spunea la un dat Nanu, în studenție. Înțeles. Și eu îi spuneam Nanu. Și i-am fost parteneră și în sketch-uri de divertisment prin provincie. Da. Știi cât de serios era. Era pregătit să primească el foarte bine publicul. Pentru că știa că lumea din sală, în primul rând, pentru el venea. Pentru Dem Rădulescu, să fim serioși. După aia pentru noi. Ați avut turnee destul de multe. Turnee. El era mai dificil ca om în viață, mai dificil. Dimineața trebuia să-l lași în pace. Am înțeles. Dimineața nu trebuia să vorbești cu el. Trebuie, nu suporta ca cineva să-l bată la cap dimineața, tăcere. Și l-am simțit. Am simțit că ăsta este. Și în turnee, prin vagoane, vagon de dormit, ieșeam pe culoare, nu vorbeam nimic cu el. Până n-avea el chef să deschidă gura. Până nu deschidea vorba. Da. Era grozav. Era și dacă se întâmpla ca cineva să... E, dacă se întâmpla tatoneze, să greșească, nu, dai, cum am greșit eu odată. S-a întâmplat? Vai. Și atunci cum a reacționat? Atunci am crezut că mă omoară și avea dreptate. Pentru că eram pe stadion. La un moment dat se făceau spectacole de divertisment pe stadion, în care noi, actorii, jucam cu fotbaliștii. Cum așa? Și, cum adică jucați? Erau meciuri, eu eram arbitru, eu ca habar n-am de fotbal. Știu că am văzut o fotografie cu noastră, cu Stella Popescu, cu doamna Cristina Stamate. Da, eram arbitri. Și aveați pantaloni scurți. O nenorocire că eu nu știam ce ia decât corner, că e ceva cu colț. Habar n-aveam ca arbitru să dau cartonul. Nașul galben sau roșu și îl dădeam când nu trebuie. Era o isterie pe stadion și la un moment dat îmi vine o idee total idiotă.
și spun unui jucător care era fotbalist, dar de ăsta, mediocru, nu era o capacitate cum era, de exemplu, Dobrin. Da. Era de o eleganță, ce chestie. Mă rog, că nu e fotbalist, se juca cu noi atât de fin, că așa că suntem actori. Iar eu am o idee și spun, domnule, vină cu aceste, învăț ceva. Uite, Bibanu merge acum liniștit. Du-te și sari în spate o fată. Că să zic, era o matahală de om. Bibanu suferea cu șale. Eu nu știu, tânzăreau șale tot timpul. Păi, frate, și ăla cum mergea, Bibanu cum mergea el, așa zilul ăsta. S-aruncă fiara aia, care era o matahală jumătate cât pomul ăsta, că i s-a aruncat în spatele lui Bibanu. Cu Bibanu și-a rămas așa înduit. Mă mir când nu l-a trântit la pământ. Și atât a făcut. Cine te-a pus să faci asta? Va. Și ăla înțepenit zice, doamna Bitănescu. Păi în clipa aia a venit la mine, eu am luat-o la fugă, m-am născut, nu m-a găsit niciodată. Putea să vă trag o mamă de bătaie. N-a mai vorbit cu mine până s-a mai liniștit, că a vrut să mă omoare. Ce? Ești nebună, nu-ți dai seama că puteam să ajung la cuțit să mă operezi. Și avea dreptate. Da. Cum poate să arunce... Da. Neîncălzit, nepregătit, când el are și bolnav de șale, să arunce unul brusc. Dintr-o glumă nevinovată, da. Nu se putea ajunge deci, la... Deci atunci a fost foarte supărat pe mine, dar nanule, să mă ierți pe acolo pe unde ești, că știi că te iubesc. Am mai fi vrut să povestim de Ovidiu Iuliu Moldovan, da, colegul de Șerban nostru, Ionescu. Da. Oh, și Șerban. Știi ce a fost cu Șerban Ionescu? Era chiar în perioada în care eu jucam Viață de cimitir. Așa. Și vreau să vă spun că ce m-a impresionat la Șerban este că el, în timpul bolii, s-a împrietenit cu moartea. Deci el știa că moare. Am avut niște discuții cu el la telefon. Odată l-am întâlnit și în fața teatrului. El știa că va muri. El deja se împăcase cu treaba asta și eu consider că el s-a împrietenit cu moartea. A fost extraordinar în perioada aia. Nu este ușor ce a făcut el, dar în felul ăsta și-a ușurat trecerea. A făcut-o cu... bună știință, cum se spune. A fost de acolo, nici nu mai avea nicio ieșire. Da. De altfel, să vă spun ceva. Moartea nu greșește niciodată ora și locul. Pe ea nu poți să o păcălești. Bineînțeles că nu poți să-L păcălești pe Dumnezeu. Că nu o să mă duc la biserică să mă facă, mă rog, dacă nu cred. Înțelegi? Mai bine nu te duci. Pentru că pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești. Ne păcălim noi așa, oamenii, noi între noi. Ceea ce e un mare păcat și ăsta, dar asta e. Până în alta, suntem în stadiul ăsta. Foarte multă materialitate. Suntem foarte interesați, suntem în partea materială, mai mult așa decât cea spirituală. Cea concretă a lucrurilor. Da. Eu de aceea am și scris Viață de cimitir, pentru a învăța ceva pentru noi, să evoluăm spiritual. Asta. Da, ideea asta, de unde a pornit, doamna Bitănescu? Ideea asta... Și câtă vreme v-a dat târcoale? Da, până de o viață întreagă. Vreau să că în toate piesele mele, eu nu că am fost obsedată. Am realizat că noi trebuie să murim. Că v-am murit. Inevitabil, că nu? Și asta m-a șocat din clipa în care am realizat când a murit tata. Prima mea... Eu n-am fost pregătită pentru moarte. Nu știam ce e moarte. Nu mă gândeam că o să mor niciodată, mai ales... Până la 30 de ani, cine se gândește că moare? Nimeni nu ne gândim că murim vreodată. Nici nu vrem să auzim. Sunt alții când până la 80 de ani nici nu se gândesc că o să moară. Depinde, bine. În orice caz, interesant este că în spectacolul meu, Viață de cimitir, iar ceea ce este adevărat, că m-am documentat și am citit foarte mult, ele, spiritele, cei de dincolo, ne văd tot timpul. Ei s-ar putea să fie și acum printre noi, nu știm. Că nu s-a întors nimeni de acolo să ne povestească, dar noi nu-i vedem niciodată, asta sigur. Deci frumusețea spectacolului meu este că în interacțiunea între vii și morți,
ei ne văd, morții, da. Vin lângă ei, lângă cei vii, le fac semne și vii nu ne văd. Sau poate simți doar un fior. Ai văzut? Cum ai spus, exact ce am vrut să spun acum. Pe cea moartă pune mâna pe el, da. Și el face, ah, ce fric s-a făcut, ce rece mie. În piesa dumneavoastră. Da, în piesa mea. Da. Deci a simțit ceva, dar interacțiunea între ei este ca o telepatie. Adică el simte ce îi spune cea moartă. Îi spune, nu vezi subtil. Că eu nu sunt moartă, ce ai murit. Dar eu nu sunt moartă, eu sunt vie, nu mă vezi? Și ăla nu vede nimic. Și bunicul său, care și ăla e mort, nu te mai ține, da, vezi că el nu simte nimic. Da. O frumusețe de spectacol. O să aveți o continuare? Da, vreau să audim cumva? Toamnă, să am neapărat continuare, pentru că am foarte multe semne de la cei vii, așa, că vor să vadă spectacolul Viața de Cimitir sau vor să îl revadă. Este un spectacol filozofic, este comic, este romantic, este horror. Adică, în primul rând, nu te plictisești nicio clipă. N-ai când într-o oră jumate să iei. Povești sunt atât de adevărate. Povești de dragoste într-un cimitir și, pe urmă, totul este tratat pe comedie. Iar moartea este prietena noastră, este tratată prin mijloace de comedie, personajul. Și nu trebuie să ne fie frică de moarte niciodată. Deci asta ar trebui să învățăm din piesa dumneavoastră. Da, da. Că nu trebuie să ne fie frică, de ea oricum nu scăpăm și că noi, de fapt, nici nu murim, suntem doar în tranziție. Mereu un alt sfârșit pentru un alt nou început.